În momentul în care am aflat de numele lor și numele lor sunt înscrise în ceruri. Acordăm atenția cuvenită și respectul cuvenit și revoluționarilor și familiilor celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea noastră. Este greu să empatizez cu cei care au pierdut pe cineva drag în Revoluție, dar e și mai greu să fii în situația dumnealor. Trebuie să ne ajutăm reciproc, fiecare cu ce poate.